Organizația de Protecție a Mediului Greenpeace face demersuri pentru ca OMV să renunțe la industria chimică și la producția de petrol și gaze. Activiștii acuză compania austriacă de stat că ar pune în pericol climatul global, iar acum acționarii săi ar putea pierde totul. Fără o schimbare de strategie, capitalul propriu al OMV ar putea fi distrus în integralitate, la fel cum s-ar putea întâmpla și cu 20% din capitalul datoriei. Pe de altă parte, dacă OMV urmează sfaturile experților de la Greenpeace și își investește fluxul de numerar liber exclusiv în energiile regenerabile și în economia circulară, compania austriacă ar putea genera un plus valoare cu 19,5 miliarde de euro mai mare, comparativ cu datele din strategia actuală. În opinia ecologiștilor, decizia OMV de a prelua a pachetul majoritar al companiei chimice Borealis nu a fost o idee bună. Materialele plastice ar polua mediul și ar genera gaze cu efect de seră. Costurile pentru dioxid de carbon vor crește costurile OMV.